FC Hunedoara a câștigat din nou un super meci. Au avut vineri băieții de la Hunedoara. Îi felicităm. Și de această dată am invitat doi dintre componenții, doi tineri debutanți, lotului celor de la FC Hunedoara, să-l vadă Lorinț Iosef și Uibariu Darius. Bună dimineața, băieți! Bună dimineața! Dimineața și bine ați venit! Voi ați debutat acum, nu? Am debutat etapa trecută. Tu etapa trecută și acum? Asta, da. Unde ați jucat înainte? Eu la Șemi Pâncăta, la Unirea Slobozia. Mă, tu ai jucat la Șemi Pâncăta? La bătaie! Măi, băiatule, măi! Tu vii de acolo de unde v-ați războit, acolo, că... Așa e. A? Și chiar de acolo ai plecat, după ce... Ce ai zis, mă duc la ăștia, vor fi supărați pe mine după ce am făcut acolo. Și cum te-au primit? Păi băieții, m-au primit bine, am mai fost coleg la Simeria cu ei. Cu... Deci tu oricum îi cunoșteai, da, și da. Nu ai fost tu cel care era, care a fost cel mai violent acolo pe la meciul ăla. Nu contează. Cum a fost meciul de acum, de vineri? Meciul a fost un meci pe care eu zic că l-am controlat de la început până la sfârșit. Au avut vreo ocazie... Necăjiți ăștia care ați jucat? Nu. Nu prea? Nu. Nimic? Nu. 3-0 spune tot, adică scor de neprezentare, dar... Scor de neprezentare, dar... Putea să fie mai mult? Putea să fie și mai mult. Am avut ocazii mai multe. E important că am câștigat și suntem pe un drum bun. Darius, cum l-ai văzut tu meciul din postura de mijlocaș? Acum Iosef stă în spate, acolo fundaș stânga, dacă nu a avut de lucru, o sta liniștit, dar tu în mijloc? A fost un meci mai lejer pentru noi, că am marcat destul de repede, iarăși, cum am făcut-o și meciul precedent și meciul a fost la mâna noastră, nu ne-au pus mai multe. Hai să vă întreb altfel, credeți că și în general în fotbal, dar mai ales la echipa voastră care contează foarte mult moralul, înseamnă foarte mult din... să spunem așa, din derularea partidei, să dai gol cât de repede, să dai un gol repede la început. Da, contează, mai ales la nivelul ăsta, contează, eu zic, contează foarte mult. Altfel, moral, știi că ai golul, da, dat și contează, e mai liniște, da, e mai liniște, contează, așa? Contează foarte mult, contează. Da. Cum vedeți voi, pe măsură ce trec meciurile și vin adversari noi, cum vedeți omogenitatea și experiența de joc a echipei, care se pare că crește de la meci la meci? Dar din teren cum se vede? Că noi așa de pe margine... Din teren, eu zic că, asta e părerea mea personală, suntem principala candidată la promovare. Ăsta e și obiectivul nostru, să promovăm. Normal, au venit jucători noi, dar acum știți cum e, trebuie timp. Nu poți să faci o echipă omogenă peste noapte. Corect. Trebuie timp, trebuie răbdare, muncă și seriozitate. Și rezultatele vor veni. Ce-au făcut contracandidatele voastre în etapa asta? Caransebeșu. Caransebeșu a câștigat. 2-0. L-au avut acasă, parcă. Da, da. Așa și cine mai era? Și... Cam atât. Mai era ea, cum e chemat? Reșița. Reșița, așa. Reșița, parcă au câștigat și ei. Și acum pe ce loc sunteți? Suntem pe locul 2, la 3 puncte de Caransebeș, dar... Dar oricum voi aveți un meci mai puțin, da, cred că ei o să stea etapa viitoare și noi vom juca. Da. Acum. Și aveți la Vriga, cu da, vineri. Meci greu? În mod normal, ar trebui să-l câștigăm. Da, orice meci e greu. Orice meci e greu, dar toate meciurile trebuie să le abordăm la victorie. Povestiți-ne un pic despre meciul de vineri, un meci care s-a desfășurat de la ora 17. A fost câți spectatori? Da, lumea a fost. Cam puțin, din păcate cam puțin. A fost 200. Galeria? Ceva de genul. Galeria puțin a venit? Ei. Puțin. Deloc? Nu. Bă, nu știu ce se întâmplă acolo, colegul, cu galeria asta. Pe bune. Nu putem să invităm într-o dimineață la emisiune de unii de la galerie, dacă mai există. Uite, eu fac o chestie acum, un apel public. Anunț. Un anunț, dacă vreți. Nu dau un pui, nu dau niște ouă, dau un anunț. Nu? Niște cetățeni care mai sunt în galerie, dacă mai există galeria aia. Păi așteptăm la emisiune. Îi așteptăm să ne contacteze pe Facebook, scrieți-ne, dragă, pe Facebook, cea mai bună dimineață, dați pe Facebook și scrieți, domnule, eu sunt Gică de la galerie, vreau să vin cu echipa, cu galeria la voi în emisiune. Când se vedem, nu ce contează. Se întâmplă acolo. Liderii galerie, să vedem ce și cum. Și chemăm și, dacă aveți vreo nelămurire, vreun jucător, antrenor sau mă știu cu cine nu vă convine, să vedem de ce nu veniți voi să-i susțineți pe FC Hunedoara. Spune-ne un pic despre desfășurarea partidei. Când a venit primul, al doilea gol? Da, primul am zis că ați dat repede. Primul gol a venit foarte repede.
ca în momentul 5. Oh, rapid. Cred. Au cred că și mai repede a fost. Centrare, ceva, corner, shoot, cum a fost? Nu a fost la meci de data asta? Nu, a fost o minge a lui Vaida, nu? Da, o primul gol, o minge a lui Vaida peste apărarea lor. A plecat Șoit foarte bine dintre, adică între fundaș și a marcat. Am înțeles. Al doilea gol, tot așa, a fost o centrare a lui Roiu de pe partea stângă și tot Șoit a marcat cu piciorul stâng. Și al treilea gol l-a marcat Petcu. Petcu la gol, mă! Petcu marchează foarte mult. Al doilea gol are Petcu. Nu, e primul gol, e primul gol, dar n-a mai dat unul. Nu. Nu, a mai marcat în amicale Petcu. Cu capul? Nu știu. În amicale eu nu știu că nu, era. Dar acum a dat gol ca lumea? Da, a dat gol din corner. Frumos. Cu capul? Nu, cu picior. Nu, cu capul, cu picior. Bă, Petcu, bă, cu picior, băi, din corner. Vreau să-l mai invităm la emisiune pe Petcu. E cum? Vine și spune tot, e un om, știe, cum? Nu? Da, deci următorul meci la Vrig și după aceea am înțeles că există o etapă intermediară. Da, marți. Marți, care o aveți acasă. Da. Cu? Becșcherec cu mic. Cine este? Becșcherec cu mic. Bă, ăștia, stai, mă, îmi place cum sună. Becșcherec cu mic. Becicherecu. Da, așa, cu B, da. Cu B. Cu B. Și de unde sunt ăștia, frate? Din stai că de lângă Timișoara. De lângă Timișoara. Da? Da. Beci Cherecu, nici n-am știut de așa ceva. Adică am auzit, dar na. Da, și ăștia vă... fotbal, Liga 3. Ce părere ai? Au echipă de mult în Liga 3. Și ăștia pe ce loc? Tot mai în spate. Cam pe 5-6. Da, nu-s chiar răi. Au câștigat etapa trecută. Bravo! Beci Cherecu, Beci Cherecu. Să vezi tu cum ăștia Buturuga mică. Nu-i bine să iei așa, știi? Trebuie să iei, să-i bați rău de tot. Sperăm să nu fie pentru noi Buturuga mică. Nu. Știi? Foarte bine. Deci voi, în ceea ce ați văzut până acum, câte etape? Atunci am trecut de 4-5 etape câte a trecut. Chiar dacă ați început cu stângul, cu... Bine, un meci care a fost foarte iurea, l-am văzut și eu cu colegul. În care... Am avut și eu ocazie și au dat gol. Da. A fost un accident. Un accident? Așa s-o și considerați un accident. Și oricum sper să vă luați revanșa când mergeți în retur. Da, eu personal abia aștept, sincer. Vreți să-i bateți pe... Foarte mult îmi doresc să-i bate. Foarte mult. Că nu au fost, chiar nu au fost ceva, erau de bătut, să zic așa. Chiar a fost un accident. Dacă meritau să câștige, dar n-au meritat deloc. Da. Nu au meritat, dar na, asta, așa a fost să fie. Măcar echitabil era măcar un egal, dar cu toate că putea să câștigați. Unde vrei să mergi, fata? Unde te... Da, să se meargă. Da? Are o problemă? Da, bine. Spune, colegul. Să le spun despre faptul că n-am spectatori și de ce cred ei că nu sunt spectatori? Da. Mă întreba pe fiecare dintre jucători. Pe fiecare am întrebat, bă, frate, ce e acolo? De ce? De ce nu? Nu știm nici noi. Auzim tu la Pâncota, era lume? Da, lumea venea acolo, bine. Era echipa nou promovată, toată lumea la fotbal și venea lumea. Da, dar Pâncota e o chestie mică față de oraș foarte, doar, foarte nu? Mic. Da, da. Și veneau oameni. Da, oamenii veneau la fotbal, le plăcea. Nu știu. Și la Hunedoara venea lumea, dar acum... Bă, dar la Hunedoara venea lumea, cum să-ți explic? Deci venea lumea de... te plictiseai câtă lume venea. Și acum, și mai ales acum că aveți rezultate, că asta e ciudat. Da, echipa merge. Probabil e dezamăgirea mare... De anul trecut, că în tură au fost 10 puncte avans și nu s-a promovat. Da. Și atunci asta e fotbalul până la urmă. Și dacă a pierdut Manchester City, să nu mai vine la fotbal. Corect. Deci dacă e suporter adevărat, susții echipa și la bine și la greu. Și atunci asta Rapid ce să facă ea? Să plece acasă toți. Nu, îți dai seama, Rapidul care tocmai a... Niciodată nu o să plece ea de la Rapid. Și acum vin suporterii. Păi da, mă, dar e Rapid. Adică, bă, ce contează în ce ligă sau ce și cum, nu? Că până la urmă, dacă faci comparația aia. Și contează foarte mult. Una e să joci pe un teren, pe un teren în care tribunele sunt pline, nu? Și una e să joci contează foarte mult pentru că sunt 200 de te simți spectator. Fotbalist. Corect. Contează foarte mult publicul la fotbal, nu? Și joci pentru, mai ales când joci acasă, joci pentru public. Sim, joci pentru public. Păi de a fost chiar fotbalul. Până la urmă e echipa orașului, nu e echipa noastră, nu? E cine a fost capitan în meciul acesta? Vaida. Deci Vaida a rămas, Vaida rămâne pe... Și echipa? Cu ce echipa a început antrenorul? Păi Raț în poartă. Raț e băiatul acela de 2 da, da, da. Vârtan, Homei, Petcu, Roiu, Vaida, Muntean,
Șoit, Pepenar, Lintaru și Suciu. A jucat Lintaru? Și Petres n-a jucat deloc? Nu. Bine, a jucat Vârtan. A jucat Vârtan. Deci pe Vârtan. Dar faci la... Păi n-am făcut încă. Conducerea tehnică, o notă explicativă. Că vine Oli, săptămâna viitoare a zis Oli că vine aici și îi propun la Oli de la cea mai bună dimineață să-l bage pe Petresc mai mijlocaș, să-l dăm în față și să-l pună pe Vârtan în spatele lui. Da, mă, apropo, pe voi la antrenamente vă pune tablă de aceea cu magnet sau nu aveți? Mă, le face un desen. Când vă explică la ședințe, schemele, la ședințele tehnice. Aveți tablă cu magnet? Da, da. Și spune, voi patru stați aici, voi trei acolo, voi... În funcție de cum joacă ofensiv. Ședințele tactice, cum crede el că e mai bine. Așa e, important. Da. Ce vreau să vă mai întreb, apropo, da, asta cu a întrebat colegul cu spectatorii și sperăm să vină pe viitor cât mai mult spectatori. Asta sperăm și noi, că avem nevoie. Hai că acum 1, 2, 3, dar am înțeles, bă, bun, cineva spunea data trecută că supărați cu Aurul Brad. Lasă, frate, cu Aurul Brad. Cât timp ai jucat la Pâncota? Un an de zile. Chiar în anul în care a fost scandalul. Puteai să joci și tu în altar. Nu, așa a fost, așa să nimeni n-a fost vina lui. El era acolo și el în teren, că na. Dar zine drept, ce a fost acolo? Da, zine drept, îți drept pe el. Din ce știe el? El a fost pe teren, a jucat, a fost un meci urât, un scandal la Iurea și da. Uite așa, nu? Dar v-au impulsionat acționarii de acolo, băi, rupeți-i, omorâți-i. Noi trebuia să câștigăm meciul, că așa... Așa era modelul. Trebuia să câștigăm orice meci. Golul a fost cam dubios, nu? Acum... După cât am înțeles-o și după cât s-a văzut preluarea, a fost tens. Ba, da, am jucat. A luat-o cu mâna sau orice, nu știu orice zice, hands cu mâna în minutul 914, dar nu mai contează, pentru că nu-i primul meci și nici ultimul. Hai, da, unde să se greșească. Bă, trebuie au câștigat restul meciului. Lasă, nu te legi de meciul ăla, că și România, unde naiba nu ne-am calificat, că ne-au bătut ăia. Trebuie să-i bați pe restul și ce dacă te-au bătut ăia, nu? La fel era și cu și acum, cu Ungaria. Am bătut pe Ungaria, ce mare șmecherie, na, și au venit turcii și te-au bătut și acum vrei să califici. Nu, tată, trebuie să-i bați pe toți, că uite, îmi place că atitudinea lor e pozitivă. Dom'le, noi trebuie să-i batem pe toți, restul, ce fac ăia și cum fac... Pe noi nu trebuie să ne intereseze ce fac restul, noi trebuie să câștigăm, să încercăm să câștigăm fiecare meci, pentru că doar așa putem promova. Acum că restul greșesc, foarte bine, da. Nu putem să ne gândim acum, bă, mergem să facem un egal. Nu, părerea mea, când vrei să promovezi, trebuie să câștigi orice meci. Câștigi majoritatea meciurilor, să te duci cu gândul să câștigi oriunde. Da, bun. Să joci la victorie, asta e cel mai important. Bună mentalitatea asta și... Da, dar ai văzut că totuși primul meci a fost un accident. Se întâmplă la fotbal. Și mai bine să începi prost și să termini bine decât invers. Corect. Noi am și zis data trecută. Dom'le, decât să începi să bați pe toți și după aceea să pierzi 10 puncte în retur. A fost anul trecut. Mai bine încep cu minus. Minus 3. Și după aceea să curgă victorii încolo. Da. Da. Băieți, mulțumim tare mult. Vă dorim succes. Așadar, următorul meci este? Vineri la Avric. Și următorul meci acasă? Marți. Marți. Dar tu la ce oră asta intermediară? La ora 15, cred. Păi da, acum deja și vremea și noapte și... Deci... Ca să le mai lansăm o invitație iubitorilor de fotbal, marți de la ora 15, deci marța nu, cealaltă. Acum, cealaltă. Deci mâine, de mâine într-o săptămână, la Hunedoara, o etapă intermediară în care puteți să vă susțineți favoriții. Da. Ne revedem, mulțumim băieți, ne revedem mâine dimineață la 7 în cea mai bună dimineață. Zi frumoasă să ai și dacă se poate fără ploaie.